Doamne, și potențial văd de moldoveni. Tu cu vduit concurează. Unica soluție, investiție în cultură și investiții mari în cultură. Nii mulți vin și spun, vreau comunitate ca ta. Deci, în primul rând, eu dau un video educațional în care explic cum Are noi lucrăm. Sinceritate. Eu cred că, în general, viitorul online-ului, după sinceritate, pune o, o mâță de asta fără blană și scrie pe brei să Eu cred că cel mai probabil trebuie să iei un ananas pentru intenția asta. Uh, eu aș fi de acord să-mi fac un tatu. Eu văd în asta seama. Mai pe scurt ce am observat eu, iarăși analizând activitatea noastră în domeniul afacerii, în Moldova. La noi, banii costă mai scump decât peste hotare, adică așa o 1000 de euro în Moldova uh -huh. sunt mult mai prețuiți decât 1000 de euro de exemplu în Germania da? uh -huh. sau în Franța, nu cunosc. Și de exemplu tu să oferi un preț de 1000 de euro aici cuiva și el să o accepte. Uh -huh. Să oferi 1000 de euro în Franța și el să o accepte. Să spunem, nu știu, 5000 de euro în Franța uh -huh. și să accepte. Pentru mine ca om de afacere aici, eu, pentru mie de euro, asud mai tare decât el asudă pentru 5.000 de euro. Și eu de la tine aș mai mult. Și fix și eu și cumva nu pot să înțeleg, nu anumit eu, dar ca un om de afaceri din Moldova, des nu pot să înțeleg cost-beneficiu din anumite chestiuțe din marketing. Marketingul până la urmă, ca să-l faci, eu și ne-am dat seama așa puțin, să-l faci calitativ, Bine. Uh -huh. Să nu-l faci deloc. Uh -huh. Dacă îl faci aiurea, e cheltuială de bani super ineficientă. Um... Aici pot să fac o paranteză și spun că este o frază renumită care spune că am cumva și genul am o veste bună și una proastă. Marketingul nostru, bugetul nostru marketingul a dus rezultat. Vestea proastă e că noi nu știm care dintre partea bugetului a dus rezultat. Uh -huh. Uh -huh. Asta e problemă veșnică în care e tare subiectiv sunt partea creativă, mai ales foarte greu să o valorifici uh -huh. în bani. Da și, de exemplu, să facem la noi stadii case -urile. De obicei stadiul case-ul este făcut de, de cineva care e cu experiență deja în lucru sau a avut experiența asta, o, o trecut prin dânsă și cumva el de a expert pe un anumit caz sau uh -huh. are o anumită expertiză, dar persoana care are anumită expertiză în cazul dat el nu mereu e, e disponibil să utilizeze timpul său pentru a scrie study case -uri. Ar putea să fie, de exemplu, teoreticieni în anumite domenii care uh -huh. intră tare în esență și datorită întrebării pe care i-o dă cineva din afară, el o analizează, îi dă răspunsul lui așa, și în bază la întrebarea asta facem de case pentru toată lumea. Uh -huh. Doar că la noi aici puțin puține... Cumva puțin cazuri eh, în Moldova, anumit că să fie mulți experți teoreticieni într-un anumit domeniu, pentru că teoreticienii de obicei nu bine plătiți la noi în uh -huh. țară. Eh, ce am observat eu Psihotare sau unde am observat, asta e mai mult în Rusia, cumva din punctul meu de vedere, Rusia merge foarte avansată înainte din punct de vedere a blogurilor de business, de afaceri și tot așa. Eh, și din cât cunosc eu, îmi pare că și tot o pizza Rusia, și mă tind că transparentizează mm -hmm. și chiar și au pe YouTube toate ședințele lor, cumva vă stati, nu vă dau stadii de case uitați-vă în genere la noi cum lucrăm și cred că asta și captivează anumii... Sinceritatea. Eu cred că în general viitorul online-ului după sinceritate. Mm -hmm. Ca să nu-ți fi, și când spun sinceritate, de să descriu un pic. Nu gen să scrii și chiloți dorm noaptea. Adică, sau, mă rog, asta tot e sinceritate, dar nu e relevant. Sinceritatea tot e și e relevantă. Și dacă vorbim de companie, sinceritatea ar fi să povestești oamenilor deși tu asta faci, cum tu asta faci, să arăți, să recunoști când greșești. E anume momentul când brandul în online recunoaște greșeala, e de regulă face și hype tare mari. Și pe asta se capitalizează atenția, de fapt. Dar la noi suntem să să recunoască greșelile și asta în general îi ține strict de comunicare. Eu mereu asociez în mediul online este brandul, deci o entitate, o unitate care vrea să comunici cu publicul țântă, cu oamenii. Da? Și scopul ei e ca comunicarea asta să răspundească asupra unui număr cât mai mare de oameni. Da? Dar asta e comunicare bilaterală până la urmă. Social media, asta nu e radio, unde brandul vine și spune că ia ca ofertă și gata. Și oamenii o ascultă și nu pot da feedback. Social media e așa că stai o că oamenii se mobilizează și trebuie să iei în considerație cât e de vulnerabilă societate care sunt problemele și viziunea lui. Ești credincioși sau nu? Uh, au a -a careva, de exemplu, dureri foarte puternice și față de anumite fenomene sau nu. trebuie să iei în considerație când comunici, exact cum și comunici cu un om. Nu trebuie și inteligența emoțională să-l urmărești, să știi contextul, cumva că poți să-ți permiți să pui o frază care îl supără știi, nici măcar să nu știi. Da? Adică asta ar însemna comunicare fără a ști și nici publicul tău, tău, tău. <fie> înseamnă social media marketing? Există o hmm. definiție clară, care e foarte super simplu, oferită unui om de afaceri, care nu cunoaște și ce înseamnă social media marketing. Eu cred că marketing, te-ți cunosc și dacă sunt reprenori, nu? Primer, nu? Hmm. Pentru că eu aș spune, social media marketing înseamnă marketing, și rețele de mulți, <laughs> Nu știu, poate cunoaște că mulți cred că marketing asta e reclamă, publicitate și gata. Și când mm. e departe, nu e doar marketing. Publicitatea publici. asta numai o parte din marketing. Mm -hmm. marketing deși facultatea la universități se numește marketing și logistică, și ele sunt indice, deci acolo ținitătă și de cum ajunge produsul la public publicțântă și merchandisingul, cum e aranjat acolo în rafturi și publicitatea tot, feedback-urile, deci ele sunt mai multe. E, sunt 4 pii, 7 pe toate chestia asta. Placement, product... Nu mă înțeleg, mm -hmm. eu mm -hmm. trebuie de mm -hmm. googlit cărăci. Pentru Uite că eu după le nu prea mă conduc pe marketingul digital până la urmă. E o că mai limitat decât cel offline, dar e mai drăcos pentru că offline-ul e standard și greu se schimbă, dar online nu se schimbă zilnic. Și asta mm -hmm. zi, da, figa instrumente, probleme tehnice, asta, tot așa te scurge tare. Mm -hmm. Și cumva, sau și... Cum aș defini eu tot asta? Cum ai defini prin prisma faptului că pentru și el ne întreabă? Sau las și mă ajută pe mine social media marketing? Sau când poate pe mine să mă ajute? Eu cred că să iau asta pe bază de proprie experiență, că pe mine, de exemplu, ea ca grupul social media în culise mă ajută din mai multe perspective. Ea ca dacă le luăm pe parte de business, în primul rând, eu controlez feedback-ul și părerea pieței, practic. Eu știu, în grup se află toți marketerii, antreprenorii, angajații, tot și țin mai scurt de tot în nișa de marketing. Și atunci, dacă să identific un subiect tare scandalnic care poate să mă afecteze, eu țin mâna pe puls și pot repede să-l opresc sau să-l stâng într-o oarecare măsură. Asta e primul lucru. Pentru brandurile mari, asta e cumva monitorizarea pieței și a feedback-ului, opinii publice. A doilea lucru, asta sunt resursele umane, până la urmă, pentru mine tot. Și multe branduri mari sunt prezente pe social media, anume pentru asta, să ai acces la resurse umane, la mulți specialiști sau oameni. A treia este educația publicului țântă, numai că educația e pentru branduri tare mari. Eu nu înțeleg afacerile mici care vin pe social media și spun că noi vrem să educăm publicul să ne consumim nouă produs. Mereu spun că voi ați alimentați cu așa intenție. Mm -hmm. Pentru că consumă tare mult. Adică să educi publicul să consume alt produs înseamnă de facto să schimbi comportamentul și atitudinea față de produs. Dar luând în calcul că la noi în piață e price orientat, oricum să conduc după bani tăzi. Pentru că salariile sunt mici, economia e slabă și cu mari găpuri și atunci nu poți tu să educi un om care are venit mediu 8.000 de lei pe lună să consumi, de exemplu, nu știu, să cumpere uși de 700 de euro calitativi din lemn, că e eco sau mă rog. Nu poate, el nu poate El asta înțeleagă, foarte bravo ești, dar el n-a spus poate să cumpere și tu ai spus să poți să în el comportamentul ăsta. Și în ce scopuri mai sunt? Evident, vânzările, cu mici excepții, vânzările se întâmplă numai în momentul în care tu deții absolut tot controlul la toate resursele digitale și poți asta tot număra, în e-commerce mai ales foarte bine asta intră. Mm. Nu da, și popularizare, social media, asta e, ăsta e, așa un canal în care tu cu o singură postare poți să atât de viral și să scapiți așa de mare popularitate, cât n-ai căpătat nici măcar fiind prezent la televiziune în jumătate de an. Asta e posibil și sunt cazuri, cred că, în care foarte tare se popularizează. Cu condiția că ești în pas cu toată lumea din social media. De ce înseamnă? Asta înseamnă că trebuie foarte tare să te adaptezi. Eu mereu aduc în exemplu două metafore. Imaginează că tu ești băietul și la care are o, o, torbă de patrațele, în care e cu 30 de parfumuri, și trebuie să le vinzi. Și tu te duci în parcul central și vezi o gașcă din 20 de oameni pe lângă piana e vișne, de exemplu, mm -hmm. și te apropii de ei și vrei să le vinzi. Eu deci, cred că cel mai probabil trebuie să iei un în nas pentru intenția asta, să fie alungat, știi? Asta știi ce se întâmplă de regulă cu multe companii care vin și noi o să vindem și așa. În mod normal ar trebui să le tu gentuța la o parte, să te încadrează în tăt cercușeala, să începe a glumi, a vedea și nici cum comunică, a asculta necesitățile oamenilor, știi? Să cunoști oamenii și când te fiterești un daverie, că ai încredere și un care va statut în gașcă, atunci se începe a propune soluțiile tale. Sau o altă metaforă. imaginează că ești un trib, adică ai căzut din avion, mă rog, în Africa și ai într-un trib de african tare sălbatic. Ce ai să faci tu? Tu trebuie să supraviețuiești, n-ai de mâncat, n-ai nimic. Păi tu ai să începi de rândurile de jos. Mai întâi tu ai să începi să contactezi cu un om, să-i capeți încredere. Omul și ala să te aduc în gașcă. Tu acolo ai să fii separat, să nu... Până ne să începi a ajuta să construiești cumva, să contribui la viața lor, tu treptat ai să începi cumva să capeți autoritate și respect, da? Și o voce în, în, în grup și ala. Așa că când tu ai să ai voce și ai, tu ai să începi a, a, condiționa anumite chestii. Și aici în, încă e foarte important că dacă tu radical și ai schimbi, deodată ai să o pățești. Dar dacă ai să argumentezi știind cum îi vorbesc și probleme au și ai să schimbi câte o leacă și modul lor de trai să l îmbunătățești, dar totodată și ai să le vinzi ceva, asta e posibil. E ca la asta mă refer, trebuie cu oamenii să construiești. Și brandurile mari asta fac, n-ai cu asta faci. Comunități mari care oameni, mii, sute de mii de oameni leargă conectați printr-o aplicație, au un mindset, așa e. Mă tind că ești musca asta foarte mult timp. E, e să vede prin cameră, nu știți? Teoretic, e nu trebuie să vadă, așa Ok. Până la urmă, e... Nu poți să-mi puști dată. Dacă faci social media marketing, n-ai cum să-mi puști deodată. Cumva, dacă îmi puști deodată, e excepție. Uh -huh. da. În rest, te chinuie, toți au dificultăți, toți testează, și trebuie pur și simplu să bași bani și timp cu gândul că odată și odată, cuiva să-i trebuiască parfumuri tele. Nu sau să să identifici cum poți să baiești parfumul cu Eu cred că poți garanta împușcătura asta cu condiția că analizezi foarte bine, deci investești mulți, mulți bani de la bun început într-un research bun. Adică dai agenții care faci un research, identifică insight-urile, asta practic sunt cele mai importante lucruri în publicitate. Eugeniu Boico vorbește mult despre ele. Dogmele în societate. Insight-urile, și pe bază la insight-urile astea construiește anumite campanii creative. Poți să-mi dai un exemplu? Mm. Care ai văzut recent sau care e viral la noi sau care au avut mare succes? Mm. E, eu cred că asta nu e exemplu bun, dar rezonanța... Acum la noi foarte mulți fac hype pe pe niște lucruri extrem de josnice. Dar când spun josnice, ne imaginăm piramida lui Maslow și primele două trepte, când siguran... adică vrei să mănânci, vrei siguranță și sexul. Deci, asta sunt trei lucruri care sunt basic. Și la noi societatea cu părere de rău în vârf, unde oamenii au aspirații, schimbi viața socială, e spuțâni încă. Ei de regulă pleacă din țară. Și la noi societatea stă cam aici, cu interesul. Și brandurile și fac, operează cu durerea asta și cu interesul ăsta și lansează tot felul de publicitate cu, adică ele sunt creative evident și soluții creative dar e foarte, foarte tare des folosită și de specialiștii pur și simplu, îi lor li să urmărească tot asta ca exemplu ar fi Darwin zilele alea da? când a făcut aluzie, știind că în societate predomină acum opinia, cred că feminină, mai ales că știind și cazul politic și acum sunt mai multe femei în general în politică, dar în, în, Parlament și în general în top management sunt multe femei și asta e evident că se discută între femei. Multe emisiuni la TV8 și era 8 marți, sau și mai era sunt multe, multe emisiuni care, care, sensibilizează subiectul ăsta și știind că o să fie foarte, foarte multe discuții, se lansează așa o campanie care trezește deodată rezonanță. Asta înseamnă că multe femei se identifică și sunt cumva înjosite și ele încep despre asta să scrie. Cu screenshot-uri, cu tot felul de variante de expunere a părerilor. Și asta se începe a practic gratuit mesajul. De regulă, peste un timp, tot asta se uită, dar e ca campania nu se uită, da? Pentru că nu știu, depinding și de durerea în societate. Înseamnă că pe femeile noastre nu le doare atât de puternic ca ele pur și simplu să iei și să facă un protest cu toi ca brandul tu să afecteze asta. La noi încă societatea nu poate așa să facă. De atât atât asta să uită. Covor medie când v asta au făcut. Mai sunt chestii de este creative, gen când este pune o, o mâță de asta fără blană și scrie pe brei să cu variante de este de epilare, dar sunt ieftinioare. Soluția atrag atenția, dar se ca și în exemplu, eu trebuie să mă gândesc mai bine. Era un exemplu că că nu există suficient durere ca să se răscoale împotriva la uh -huh. e, Și încercam să mă gândesc unde, sunt, unde eu am văzut exemple în țările din vecinătate, unde s-au răsculat împotriva la șava. Și cred că la noi fixă și aici situația veți fi. E, în Rusia, o rețea de supermarketuri au făcut o campanie de publicitate unde expuneau clienții săi periodici și, de exemplu, o familie cu copii și spun că, noi descumpărăm cumpărăm la rețeaua asta și ne se-ți faci, și și tot așa. Și era o familie de lesbiene. O postare cu o familie de lesbiene și toată societatea așa tare s-a cu avertimente împotriva uh -huh. magazinelor și cumva că să le distrugă și tot așa și erau nevoiți se să retragă, se retragă. Arăscuza, da, da. Era o greșeală persoanei care se ocupă de marketing. Uh -huh. Cumva așa o spus. Eu nu cred în greșele. Uh -huh. e, cred că la noi tot așa aveți fi cumva dacă ar fi cu tenta asta, probabil eu sunt 50 la 50, cumva parcă la noi lumea o doare pe o bucată, dar pe o bucată prea tare le tot una se răscoale și împotriva la asta. E... Asta înseamnă că nu e responsabilitate socială. Eu spun că trebuie educație și comunicare mai mult în societate. Sau primari să Cumva nu, nu reușești cred. să te gândești nu, la... Nu uite câte apartamente să construiești, câte mașini sunt. Sunt multe mașini. Dar asta e din cauza sărăciei. Cumva, eu, ce obțin eu așa, cred. Uh -huh. Este fraza asta, am uitat ce nu a spus un primar din Canada, nu știu ce, că o societate dezvoltată nu e acolo unde poți cumperi porși, dar unde ești bogat poți merge cu tramvai, de exemplu, uh -huh. lucru. Dar noi cumva, toată lumea își cumpără Porsche sau apartament, că n-au și investi, sau au, investi, au acumulat o sumă mare, ei nu consumă pentru că nu există siguranță, acumulează bani de să-i băgăm în apartamente, și cumpără apartamente, sau pleacă psihotare, fac bani, cumpără uh -huh. și apartamente. Și asta tot e din sărășie. Și cumva, lupta merge pentru vârful de sus a piramidei lui Maslow, unde... Sigurancija, hrana, št.o.š. Dūptamėžės tragalus ir anai, ar ne? Laiminėžės kolos ir nurių šasgylę mus gandėsk, kad drepturlifimei patys fieji... Mobilizacija. Taip. Taip. Ir kažkaip terėlės yra postsovietiškai, kam tati, čia opcioniošak, kam tati yra ta pasta, kad daugumai tatių žmonių lars luptų pintru. E... sau marea, marea, parte a populației se află în sărășie și nu se gândesc de mai departe cumva și să ne mai gândim tocmai la femeie. Nu vor să accepte realitatea că nu e socialism de, de uh -huh. 30 de ani de capitalism și în capitalism nu și asumă omul din vârful colectivului, dar fiecare individual. nu poate să aibă nevoie de social media marketing. Că eu îmi imaginez că poate nu numai decât toate companiile sau chiar toate au nevoie. Există companii Grebui care zic -că, că voi nu aveți nevoie. N-ați -na cu nimic. Nu, eu cred că asta e o resursă tare, tare bună în general pentru a populariza brandul și activitatea, dar că ei mereu trebuie adaptată după caz. Uh, să spui cine n-ar avea nevoie, nu știu. Eu cred că în primul rând au nevoie oamenii care, pe uh, uh, care tare ajută brandul personal, asta e primul lucru. Asta arată foarte bine instagram cum s-a popularizat în Rusia și cât colos, milioane de follower la un uh, președinți, miniștri, de ce ar avea nevoie? Pentru că prin social media pentru ce să iei tu comunicarea asta la altă, prin comunicate de presă, presă, acolo tăti. Tu poți deodată singur să scrii și să contestezi. Deci tu ai o forță puternică, știi? Dacă tu ești respectat și ești urmărit de mulți oameni, mesajul tău poate fi luat mai în serios decât presa sau alți oameni care te atacă sau, mă rog, se întâmplă diferite chestii. Și în primul rând, eu cred că și care au nevoie de brand personal puternic. Asta e cel mai simplu. Uh, ONG-urile, Facebook în general funcționează pe principiu cât mai socială. sunt campaniile, cu, cu cât ele sunt pentru oameni, cu atât ele mai tare prin și se viralizează. Sunt cărți întregi scrise despre asta, exact pe principiul ăsta și Obama a devenit președinte și sunt multe chestii, multe precedente deja, în care datorită mecanismelor Facebook, mai scurt, platforma Facebook și oamenii din Facebook iubesc tare mult uh, contribuțiile la viață dintr-o societate. Ei prea mă apreciază, asta și distribuie și dacă se identifică cu decizii, ei prea mă te popularizează tare. Vezi cum, de fapt, mulți oameni scriu despre maia Sandu, da? Adică pentru că mulți tineri se identifică cu ce spun spunia și ei dacă se identifică, ei înceapă a crede în ideea asta. Dar ei când crede, înceapă a populariza ideea. Adică cam pe același principiu funcționează brandul personal și în general toată comunicarea. Problema e alta că eu cred că orice afacere și-ar găsi loc pe social media, dar eu cred că nici pe departe orice afacere nu-și poate asuma asta. Și asuma nu pot, nu, nu zic acum la nivel de bugete. Aici foarte mult depinde de asumarea mentală, adică deschiderea. Multe afaceri nu înțeleg că ei se află într-o piață internațională, că publicul lor, care îl urmărește pagina lor, îl urmărește și pe Elon Musk. Și tu concurezi, de fapt, la atenție cu Elon Musk sau concurezi cu problemele din Siria sau concurezi cu careva tiracturi sau, mă rog, tot asta e într-o oală. Și atunci când tu ieși cu careva ofertă sau careva mesaj oficial, de unde vrei tu să te citească pe tine oameni? Tu trebuie să fii la fel de interesant sau să mult sau cumva trebuie să înțelegi să ai în cap că tu, de fapt, concurezi cu youtuberii și mai populari din... Tu cu vdut concurezi dacă faci careva podcasturi sau interviuri. Pentru că omul ăla la care a, să vrei să uite la tine, el a să uite și la Vdud Și atunci când, practic, din o, încercare sau două nu-l prinzi, greu, știi? Deci tu concurezi cu toți odată. Cred că mai mult vădut concurează cu noi alți gândești tot. A, pața ne de au și în de visualiză. De exemplu, social media marketing poate să te ajute să atingi anumite scopuri, da? Da. Poate nu mai decât în vânzări. Eu îmi imaginez că, de exemplu, companiile din industria asta, B2G, că, uh -huh. către uh, guvern, către stat. Sunt companii care vând numai la stat. Uh -huh. e, cumva acolo parcă partea asta de marketing poate nu fi numai decât cei mei de e dezvoltat în rețele sociale, însă ei poate să le utilizează pentru a lupta pentru talente, de exemplu, că să identifi mai ușor... Pentru resurse umane, da. da. Asta atunci, dacă, de exemplu, așa Brand, care deservește statul, ar avea ca scop, din prezența online, resursele umane, e că deja s-au condiționat. Adică aici spun pune întrebarea, dar cum comunicăm noi? Ce trebuie să scriem sau ce trebuie să publicăm? În așa fel, ca în rezultatul consumului, conținutului nostru, la om, s-ar treză sau ar începe transformarea asta în om, și nașterea dorinței de a, e ca a lucra în compania asta, știi? Uh -huh. uh, și că când îți spui așa, întrebare, începe evident, stai leacă. Dar care sunt problemele și ele mai mari la oamenii talentați din Moldova? Una, ei pleacă. Doi, ei nu se apreciază la justa valoare financiară. De exemplu, plasăm ipoteză, multe știi, și facem și stormi și lansază. Ce ar trebui noi să comunicăm ca să începem să le atragem atenția? Dar totodată să fim și tru, pentru că nu pot să-i minți. Nu, nu, dar și cu minciuna în online e și de greu, pentru că online o să ne minti tăt. Tăt. Vă, nu se ne minte tot. Tot. Nu se minte cazul ăsta cu Moldova, când s-a lansat un concurs, s-a afișat rezultatele și acolo câștigătorul la automobil l-a identificat deodată numele și lumea a venit cu screenshot de an trecut, de mai an trecut, că e același nume, care au câștigat ba o baza ba 10.000 de euro, ba mașină deodată e de conspirat, adică nu crezi că gen, oamenii n-au screenshot-uri și nu salvează. Și... dacă o informație e scăpată, net gata. Tu nu te baza pe dânsa și e o mereu în considerație când comunici data viitoare. Deci online-ul e tare periculos pe de-o parte. De atât spun că sinceritatea sprinde. Nu numai sinceritatea. Dacă minșunești și oamenii te înțeleg, apă, le-ai pierdut încrederea și încrederea pierdută e mult mai greu și costisitor să o redobândești decât să începi să faci asta pur și simplu deodată și sincer și să nu te complici. Așa, revenind înapoi, faci brainstorming-uri și încerci să le dai uh, conținut, să testezi conținut pe diferite subiecte din brainstorming și testezi, testezi până nu înțelegi la ce reacționează oamenii și cu ce și identific și ei comentează. Uh, comentarele sunt un indicator foarte important în general. Uh, și cam asta e, gen, de aici pornește tot. Asta ca să nu ne băgăm prea tare în teorie. Și, uh, din câte am observat, dacă spunem, în cazul în care scopul tău e vânzările, la cantitate de vânzări, cel mai ușor, sau social media marketing-ul, prinde cel mai bine la vânzările este către client de dat, către consumator. Itusiu, da? da. Și nu toate. Nu tăte. Adică dacă produsul e de, de masă și el costă până într-un prag anumit, de regulă pragul ăsta, eu pot să greșească, evident că nu dispun de statistici și medii, dar de regulă, și aici vorbesc alții, este un produs până în 50 de euro cost. Uh -huh. Apel să vinde destul de rapid. Chiar și, da, el se, de regulă e ca, hai să luăm alte produse. Noi știm foarte bine că groază de produse din comerțul nostru, din piață s-a dus din, din Odessa și s-a dus ilegal și nu se plătesc impozite și tot așa. Și sunt multe branduri contrafăcute care sunt o groază aici în piață. Și că așa branduri prin boost post simplu pot să vinzi deodată. Asta, asta e evident că nu e afacere. Și asta e evident că e periculos să faci pentru că poți să ai probleme mari. Dar mulți asta fac. Și poți să vinzi niște ghete care va, nu știu, sau niște curele sau niște poșete, ele răbdă să, să, duc. Dar când vorbim de niște produse mai scumpe, e greu să vinzi dintr-o atingere. Postarea asta cu o poșetă care va, tu ai împins-o și 20 de comenzi, ai vândut și le-ai livrat, de exemplu. Dacă n-ai un produs mult mai scump, trebuie deja în mai multe etape, trebuie să înțelegi obiecțiile omului, friciile, trebuie să îi linii să cumva să gândești din timp tot asta. Și acolo îți necesită și mai multe bugete și să construiești deja sisteme de vânzare. Pentru că un curs, de exemplu, sau un program de curs online care costă mai sau 3.000 de euro, n-ai el vins deodată. Îți trebuie o strategie care ar presupune cumva niște atingeri timp de o lună, două, trei, poate chiar șase investești mult în conținut și lui ei omul e duș, el începe să se identifice cu tine, cu expertiza ta și la un moment dat să fie gata să cumpere. Dar asta nu se întâmplă deodată. dată. Până la urmă, să spunem, întreprinderile mici și în mijlocii sau businessurile mici, ele nu se cumva nu există o, așa mulți afaceriști în masă care să aibă multe întreprinderi mici, în am mișlocei. Cumva nu că eu sunt businessman din nascare și am și un service auto și un magazin acolo și așa, 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 așa. Cumva tu, dacă ești businessman din nascare tins de obicei asta. tins ca o companie să o faci mare, să planuri expansioniste și tot așa mai departe. Majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii, ele cumva sunt născute de către persoane care au aspirații și cumva încearcă. Și este de obicei nu au uh, gândirea antreprenorială și astfel uhum. ei poate să aibă, uh, de fapt, poate să aibă ei deodată. Nu înțeleg ce înseamnă marketing. Din și moment e ca, hai nu, altfel întrebarea. Odată și odată, dacă el o continuă și să facă calitativă, el să înțeleagă că el are nevoie. Amu, cum noi putem să categorizăm, să oferim mai mult utilitate tinerilor antreprenori, câți bani trebuie să bage în social media marketing. De exemplu, noi putem să categorizăm, să spunem că B2B, B2C, uh -huh. sau B2B și servicii, B2B și retail, B2B uh -huh. și, nu știu, produceri. Sau mereu e diferit și niciodată nu știu. E cât. foarte complicat să spui. Dacă, noi vorbim strict de social media marketing, da? Da. Nu, luând în calcul că în Moldova gen e popular Facebook și Instagram? Cred că vorbim strict de astea două platforme. TikTok nu, populară, da, nu popular, e popular? Da, e popular, dar TikTok-ul... Ascultă, la noi afacerile la Facebook nu se pot adapta, dar adapt la TikTok. Adică TikTok-ul e văpșe, e altă generație deja. Asta e prea... Uh -huh. E updated social media în care... Da, dacă te adaptezi repede, sunt... există posibilități de adaptare. În general social media, ca toate canalele, fiecare uh, rețea socială are un specific al lui tare, puternic. Facebook-ul social politic, inițiative sociale foarte bine. Acolo oamenii uh, și care scriu și sunt activ, scriu de regulă gânduri care va nu știu, intelectuale, da? instagram e poză, strict stories, acolo e hype merge, viața, lifestyle-ul merge. Uh, TikTok-ul videouri scurte pe să-ți atenția, Twitter-ul, mesajele, ori scurte, ele fiecare are specificul lui. Și atunci succesul, în primul rând, dacă vrei să ai succes, trebuie să iei mesajele tale și publicitatea ta și te gândești cum o adaptezi tu la fiecare canal în parte. Pentru că o publicitate pe Facebook poate să arate într-un fel, dar pe Twitter cu totul altfel. În general, diferit. Poți fi și reformulată și strategiile pe fiecare canal în parte să fie. Dar revenind la cât buget trebuie să aibă afacerea, eu nu știu. Eu, de exemplu, consider că câteva luni poți să testezi cu niște bugete de 3, 5, 700 de euro până nu înțelegi cam ce-o și după asta trebuie să fii gata să investești. Adică eu cred că în mediu, ca să vezi tu rezultat în 6-9 luni, trebuie să-ți asumi vreo 3-4 mii de euro 5 poate, depinde tu generezi conținut și ți să-l generează copywriter-ul sau nu, deci costurile tăi, pornesc de la oameni implicați de la scopurile tele, blogging să faci, YouTube să faci podcast-uri să faci, asta tot costă bani adică noi nu vorbim strict de ads eu numai în ads aș băga 2-3 mii ca să mă asigur că uh, când publicitatea mea e pistitat și orice om care folosește online, el știe de mine. Asta trebuie, trebuie buget ca să ajungi la așa popularitate. Uh -huh. Mulți sunt stărui să constrângă, să hai să vindem, hai, dar fără ornă nu-i vânzare. Și din start, cumva, o persoană ar trebui să cunoască că o sumă minimă în ar fi de 500 de euro pe lună. De test, pe de te asta, da plus un e... content creation și nu oameni. Adică undeva ar fi încă 2 300 de euro pe lună să iei chit cuiva să-i facă asta. Unii agenții sau unii persoane care Agenții cu 2 -3... Eu nu știu ce agenții și ce valoare pot să aducă ei afacerii dacă e 2 300 de euro pe un serviciu. Uh -huh. Asta ori trebuie să fie un serviciu foarte îngust, dar foarte îngust, care nu cuprinde întreaga strategie și viziune de marketing, de regulă așa servicii nici măcar nu li pasă de strategia ta, tu trebuie să le spui lor și să facă. Ei uh -huh. nu se bagă să dezvolt strategia. Ca și exemplu, 2 300 de euro ar costa un freelancer, de exemplu, stories maker. De exemplu, eu îți spun, eu vând Ken, cani, doar Ken li este. Și eu am Pot să vând o cană, pot să vând un, vând un set de 3 cani sau un set de 7 cani. Eu îți dau task-ul tu fiind agenții, de exemplu, îți dau task cu 500 de euro. Gestionează în 500 de euro pe lună. Buget? Buget. Strict vânzări. Cât mai multe vânzări să fac. Așa... Da, din pe site sau pe magazin offline? Il vând numai pe Instagram și Facebook. Oh, pe Instagram și Facebook. Nu, cu 500 de euro cred că s-ar putea ceva de făcut, dar... Tu câștigând din asta sau compania ta având 2-300 de euro pe lună din asta? Să fac strict... Hai să, hai să luăm pur și simplu să descomponim chestia asta. Tu mai mult nu ai nimic în afară de 500 de euro și plus 2-300 la un freelancer, da? Da. Adică total e 700. Acum, așa, trebuie sesiuni foto de făcut, măcar o dată la 3-6 luni, trebuie poză cu căinele astea, uh, trebuie stories de făcut, asta e mereu, trebuie să le filmezi, să le găsești contexte, trebuie să stai și să te gândești mai întâi cum e luna asta prezint cana în și context, pentru că uh, simplu cană să arăți mereu un cât posibil. Tu, ca oamenilor, să le fie interesant să aboneze cât mai mult pe Instagram, trebuie cana asta mereu să o în așa context în care oamenii nu se așteaptă și le dă emoția asta de să nu se aștepte, vrei tu cum să o consumi. Și eu aș băga, de exemplu, dacă improvizăm acum, aș băga oamenii pe curiozitate, bai dar și ce să facă mâine în stories cu cana asta? Uh -huh. Adică dacă aș merge prin principiul pur și simplu începe a gândi uh, o, o, o serie de stories lunar să le schimbi contextul și ele să fie... Așa uh, brainstorming mult trebuie, că adică cât timp ar ocupa un brainstorming? Ai vreo jumătate de zi, cu mai mulți specialiști, de exemplu. După asta scrii toate ideile și te gândești cum le realizezi unde le filmezi, tu ieși în oraș, nu ieși, e că tot asta e timp, după asta ieși, în monte asta, asta, pentru că stories-urile tot trebuie zeci de aplicații, acolo montaj, acolo un sunet aici, deci eu am practicat asta și time consuming, până nu te înveți. Dar mai și care știu foarte bine să facă, ei și uri poate să le fac în 3-4 ore, dar buni de astea, așa, nu strict imagini pus și gata. Uh... Instagram-ul aș da la pistori, fidul aș pune strict în a prezenta produsul și gata, nu l-aș folosi. Sau l-aș folosi pe, pe Facebook, poate aș merge strict pe copywriting, dar un copywriting foarte, foarte creativ, de nou, de gândit în și context și în și ton vorbești despre câini. Și pe partea de eduri să vorbim, asta și trebuie de orientat toate adurile pe mesaj. Eu nu știu mai scurt cum aș face tot asta, dar calculând tot timpul asta, eu înțeleg că pentru a identifica o strategie de comunicare, creativitatea asta prin care cana poate fi arătată și mediatizată, plus la asta project management plus careva designer pentru eduri asta deja ar consuma, nu știu, 20-30 de ore pe, uh, pe, lună. Și dacă luăm 300 de euro pe lună și împărțim la 30 de ore, iese 10 euro oră. Adică asta e practic e media pe care o e freelancerii, nu știu, internațional, 10-15 ore, cred. Adică eu cred că ar fi posibil. Dacă cum aș gestiona 500 de euro nez, nu știu, ești de gândit. Eu niciodată n-am vândut cână. Uh -huh. dar eu cred că asta e un produs care îți permite să extrem de mult să experimentezi cu dânsul și să faci mult umor și mult creativitate adică nu mergi pe sistem clasic și devine viral cum da, sunt companii da. care vând numai cerabri și ei mai, e ca noi chiar raz cu un coleg discutam că companiile mari foarte mari ele trebuie să facă marketingul să laxeze mult pe planificare care au bugete deja, ei trebuie să-l planifice eficient. Dar companiile mici care au bugete mici, ei trebuie să recurgă la creativitate. Și eu aici văd un paradox. Un om foarte creativ, el e foarte scump. Și atunci când tu vrei să colaborezi cu un om creativ pentru a scade bugetele tale, tu nu-ți poți permite, gen, să iei un om care știe să facă campanii creative, pentru că el cu 2-300 de euro nu o să-ți facă. Asta e puizază. Numai dacă e la început, cred. Că. Eu cred că asta trebuie să-și asume omul care are interes direct, creativitatea asta. Sau să găsească un entuziast care experimentează și să-și asume că îl plătește, el experimentează, poate să greșească, dar poate să iasă și mergem înainte. Cam așa, dar marketing situațional e foarte bun. Deci, pentru a mediatiza rapid. Adică, teoretic, oricum, dacă eu îți spun un task, tu ca și o agenție, putea să... din cât eu am observat, tu nu ești tare, nu entuziasmat să prestezi servicii de este lunare, cum ar fi. Nu prea. Cât mai mult, tu, hai să scriem o strategie și după asta, hai să o menținem. Uh -huh. Cumva, calitativ. Dar că... Cumva, asta nu te-au nevoie acum sau poate mai mult au nevoie, dar n-am bani știți, dar nu se merită, am o să dau atâția bani. Sau eu nu sunt că în mea și a mea personală și în general urmărind cum alte afaceri mici se promovează, tu pornind la drum fără o strategie, oricum peste un an, doi, ajungi să înțelegi că ai cheltuit foarte mult timp și efort în experiment pentru a găsi calea și ea. Da, sunt două căi. Ori tu faci deodată strategie și începi să implementezi, ori tu pornești la drum și uh, creezi uh, strategie din mers, reieșând din greșelile tale și succesele tale. Și în timp tot poți să o construiești, da, trebuie să asumi, dar asta, tot, asta consumă tot mult timp. Da, doar tu timp ai, dar poți să ai bani. Și în cazul în care ai timp, dar nu ai bani, e bineînțeles că asta e prostie, că m timpul e mai important ca bani. Mm -hmm. Dar nu toți au așa același apetit la risc pentru sau a risca cu banii care încă nu i-are. Mm -hmm. În schimb, el poate să rești cu timpul care el nu, încă îl are. Mm -hmm. Și de ce? Eu încă n-am ajuns, de exemplu, eu încă n-am ajuns la momentul în care e, să pot să-ți dau eu ție o sumă mult mai mare și tu să-mi faci strategii și strategie și trebuie să fie acoperit și măcar nici cineva de la mine, din echipă, uh -huh. pe care eu încă trebuie să-l achit. Sau să-ți achit companii tale, care tot poate fi scump, pe lângă încă servicii de creare a strategiei. Trebuie încă să menținere și ele poate fi foarte scumpe. De exemplu, aceleași study case-uri, dacă tu să-mi faci un study case, ne-a, super scump. Tu trebuie să găsești poate o persoană care pe domeniul meu, și mm -hmm. încă e gata să scrie și poate să scrie. Sau el poate să scrie, dar un copywriter se treacă încă prin dâns și doi oameni în Și în cazul dat, tu mai pui în și marja ta deasupra și nii poate să super scump, care e. Eu, acum nu sunt gata încă, nu, sau nu am capacitatea. Așa că, din câte am observat, apar agenții care prestează servicii de rapide. Ești gata să dai 1.000 de euro pe lună sau 500 de euro pe lună? Hai, mai pune 200 și... Da, 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 eu just. tot la concluzia asta am ajuns. Dar eu am mai ajuns la o concluzie că, înainte de toate, până ajunge antreprenorul la agenție, el trebuie să prănească și o educație. Care. Uh -huh. Și atunci eu văd mai mare interes în a dezvolta proiectul cu cursuri online, mai ales pentru că eu știu că acolo a să fie și cerere, depinde de produs deja și metodologii, dar asta cel puțin o să pregătească o să apropie mai mult antreprenorii față de realitatea din marketing. Nu știu cum să spun, deci e greu să calculez și eu. de regulă agențiile nu își asumă să colaboreze foarte, foarte mult timp pe întreaga strategie. Pentru că asta cum să spun, ele au anumite tipuri de servicii și asta ține și de poziționare și asta ține și de competențele agenției, că sunt agenții care se focusează strict pe campanii creative. Ideile lor, începând, variază deja de la o mie jumate, două, până cine știe și dacă depinde de agenție, poate să coste și 100 și 200 de mii. La noi în piață, de exemplu, ar fi 2-3 mii de euro în care agenția e două luni și se analizează și se creează anumite concepte creative, cum ai putea tu să te lansezi în piață și să atragi atenția. Și ei ți analizează canalele, concurență în alta și îți dau 3-4 concepte cum tu ai putea face. Și după asta îți vând într-o oricare măsură implementarea. Așa e sistemul de vânzare. Sunt alte agenții care gen social media management. Unde ai acces la Facebook, la Instagram, unde dai conținutul noi putem să te ajutăm cu niște texte, aprobăm și eu mă ocup strict de a publica, de a răspunde la comentarii, poate dacă vrei servicii de publicitate să le targetăm, dar asta e alt tip de deservire. Sunt companii care, mai ales și care adună mulți copywriter, îți vând să iei pachet întregi de conținut, gen vrei blogging în nișa e ca de contabilitate, e ca noi îți propunem să trei articole sau patru pe lună, e ca asta atâta costă, e ca planul, cum am vrea noi să, discut, să dezvoltăm tot, ea ca nucleu semantic în baza căruia să fie scris, ea ca și caută oamenii în general și și vor, ea ca și discută ei pe forum, hai să începem să-i educăm și să-i adunăm. Asta e alt tip. Deci sunt multe tipuri, dar să spui că există o agenție care ar putea cuprinde tot asta, e greu. Ele de regulă sunt foarte scumpe. Și sunt agenții care îți bagă strict pe ads. Lor nu le interesează să publici conținutul, stories facă. Le-ai dat bugetul eu au făcut niște creative și strict focusat pe trafic. Îți aduc cât mai mult trafic pe site, unde tu ai ofertele tale și să vinzi. Tu te simți antreprenor? Sau tu te consideri antreprenor? Nu știu ce să spun despre asta. Sau so, this... da, Eu nu mă consider, știi, eu mă compar cu antreprenorii care au calități pe care eu nu le am. Și atunci eu înțeleg că eu nu sunt antreprenor. Dar la mindset eu găsesc limba comună foarte bună cu antreprenorii și eu îi înțeleg și plin eu și singur încerc să dezvolt activitatea antreprenorială. Numai că la mine încă să construiesc așa un business normal, încă nu s-au primit și eu nu știu să mă numesc antreprenor sau nu. Yeah, noi ne ocupăm, noi facem uh, analiză financiară la multe companii și... Uh, efectuând analize financiară, compari, da? Cifra de azi cu cifra de ieri. Uh -huh. Și era situație când s-a aprins becul la o... Următoare situație. Mergem pe variații. Și înseamnă variații. Cât a fost ieri, cât e azi, diferența și de ce apare diferența. E mai mult sau mai puțin. Uh -huh. uh și mergem cu clientul împreună, iar când eu am identificat variațiile, hai împreună să ne gândim de unde se ele. deși ele au apărut. De exemplu, un vânzător, el vinde în mai multe puncte. El vinde și în centru comercial la San City, și aici, pe ciocana mai are un magazin, și la Bălți, mai are și în piață. Și ca pe fiecare regiune, sau pe fiecare punct generator de cash, el le eh, analizează separat și îl întreb, e că luna asta, de ce apare variația? Pe mă întreba unde și zic, e că, de exemplu, la ciocană. o crescut sau o scăzut? Zic, e că o crescut. A, o crescut de atât că la ciocană, taman, luna asta, nu a lucrat, nu știu cine. Dar dacă spuneam că la ciocană o scăzut, a, o scăzut de atât că, că, că și alt motiv, uh -huh. poți să găsești ușor. Adică tu l ai că el nu e sincer? Nu că nu e sincer. Că că chestia asta, cumva, oricum e la nivel intuitiv și foarte mult depinde cum pui întrebarea. Adică, uh -huh. uh -huh. poți Dacă punem întrebarea altfel, dacă te simți antreprenor, dacă, dacă punem întrebarea de ce te simți antreprenor, când dai motiv, de ce te simți antreprenor. Da, de acord. Și dacă punem întrebarea de ce nu te simți, căutai motiv, de ce nu te simți antreprenor. Da. Pe că întrebarea e de ce nu te simți antreprenor acum, la moment pentru că la mine e muș, stai, la mine gândirea nu e sistemică eu nu pot, eu un management sunt foarte slab, de câte ori am încercat să organizez tot nu e pentru mine asta eu nu pot gestiona gen un grup de oameni, nu pot leadership-ul nu-l pot asuma dar managementul nu și văd un, 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 asta e un minus de meu care îl văd la mine. Știi că, adică cum tu desfășori activitate de antreprenoriat, dar nu poți uh, organiza echipa care, nu știu, lucrează cu tine. A doilea moment. Uh, cunosc foarte bine, um, foarte slab uh, toate aspectele legale și juridice, tot ce de stat. Uh, de regulă asta pentru mine și neva acoperie chestia asta. Și al treilea moment, stau foarte rău încă, consider că stau foarte rău în gestionarea banilor. Acolo trebuie un mindset separat pe care eu încerc să-l dezvolt acum. E altă abordare. Pe de altă parte, și eu sunt extrem de bun, eu sunt extrem de bun la a identifica nevoile. Asta înseamnă, asta tot în un la antreprenorului, pentru că antreprenoriatul pornește acolo unde tu identifici nevoile mai întâi. Și apoi începe a organiza livrarea soluției la nevoia societății. La căutarea soluțiilor noi, pe mine că asta și mai tare mă pasionează și eu fiind în România, de exemplu, am înțeles că este o funcție nouă care e, ca este numește New Business. Este omul care mereu caută oportunități și soluții noi de a lansa tot mai multe tipuri de produse și servicii. La mine gândirea e mai mult axată pe dezvoltarea produsului, eu în ultimul timp am înțeles că eu am skill tare bune de product developer. Eu, mi îmi place să dezvolt produsul, metodologie, mai ales ca, pentru că asta au venit de la cursuri, de la dezvoltarea produsului de cursuri. Uh, Te ține de conținut și crearea lui, filmări, fotografie, răspândirea conținutului, tot asta tot mă pasionează. Ai experiențe recente de îmbunătățirea unui produs Zic, să mă, a, a gen dacă am prestat așa serviciu? Dacă, poate nu ai prestat, dar ai participat, de exemplu, dacă la nu știu, ceva care e cunoscut, sau poate nu-i cunoscut. De dar... regulă, da, de regulă asta prin conversații când mă întreabă cineva și ceva, dar ca serviciu eu asta încă nu pot vinde pentru că, în mare parte, oamenii încă nu înțeleg că au nevoie de asta. Eu asta am observat din propria experiență. Um... Dar cu colegi care, ca spun eu că am problema aici sau am problemă aici sau aici, soluții le dă, nu-i problemă. Adică fără, fără complicații. Așa. Și comunitățile, eu pot mobiliza oamenii. Deci eu am înțeles foarte bine că partea antreprenorială la mine și e leadership e căutarea și identificarea nevoilor noi, e căutarea și identificarea soluțiilor pentru nevoile astea. Și cred că PR Știu că tu acum lucrezi la ceva super nobil din punctul meu de vedere, pe partea asta educațională. E, și, și tot super ne regăsim în partea asta, ne, e, ceva elaborez ceva de genul academie Online. Da, eu sunt că asta e prea necesar tare. Uh -huh. Și anume în domeniul marketingului te... da. Uh -huh. Și ai uh, cumva aspirații mai... Uh, în Aici ai două variante. Eu numesc asta așa, dezvoltare orizontală și verticală. Dacă merg pe dezvoltare verticală, merg strict pe marketing și în, în cererea în, în pe partea de produse educaționale online, cererea e destul de limitată în comparație cu alte nișe. Și atunci trebuie de adunat maxim posibil și pur și simplu dimensiunut. Și atunci focusul meu s-ar muta pe o altă nișă, în a dezvolta altă școală. Și din nou e vertical. Dar dacă orizontal, aș merge dezvoltând marketingul, apoi aș extind din vânzări, apoi în management, în resurse umane, antreprenoriat, apoi în dezvoltare personală, dezvoltare profesională și aș cuprinde tot mai multe multilaturi. Și eu nu știu încă care să o apuc. Dar ideea e că eu cred că Uh, educația online asta e, uh, la noi în Moldova e prea să explodează pentru că tot câteva zile în urmă discutam săptămâna trecută discutam despre universitățile noastre cât îți de nicăchii din punctul meu de vedere noi calculam gen, luam hai, cât studenți are anul ăsta asm de exemplu, 5.000 ce cu mediu care e, e 350 de euro, 7.000 de lei. Și am mulțat una la alta și am înțeles cifra lor de afaceri, 1.600.000, de, de exemplu. Hai, ipotetic vorbind, poate și granturi, variante, multe variante. Acum imaginează-ți blocuri, o groază de profesori, tot cadrele este. După asta există... Investiții în tehnologii nouă. Da, dar blocurile unde stau studențe, cum se numesc, eu am uitat. Căminele, da. Deci asta e o logistică foarte mare offline, care trebuie întreținută, dar cererea în piață scade. Dar universități sunt concurente și ele, concurența pentru studenți e tot mai mare, dar cererea scade. Pentru că mulți studenți acum, după liceu, pur și simplu pleacă în altă țară. Eu, e eu am fost și am făcut stand-up și acolo sunt discuții cu studenții. Majoritatea pleacă în altă țară. Și ce să facă atunci universitățile? Eu văd un risc foarte mare în decurs de 10 ani. Să falimentează câteva, așa, concret, pentru că cererea chiar scade. Uh, și a doua soluție, digitalizarea și extinderea zonei. Nu te limitezi la Chișinău și Moldova, dar te limitezi la România, dacă e în Română, la Ucraina, dacă e, sau Rusă, dacă e CSI în general. Asta e cu totul alt model, știi? Și asta nu trebuie așa logistic. Îți trebuie cât 20-30 de oameni în echipă. Cu totul să schimbă modelul de business. Și noi de aici pornind, eu am înțeles că uh, uh, Problema e în educație în Moldova și e ca una din soluții să dezvolt școli de astea. Dar nu e suficient să dezvolt școli. Trebuie metodologie în care să te asiguri că oamenii înțeleg și pot aplica și ei și învață. Asta cred că anumite... Sau oricum nu poate fi eliminat orice tip de învățătură superioară în digital. De exemplu, n-ați să poți să predai medicină numai prin digital. Oricum trebuie să... de acord cu asta, sigur. Să înveți stai, chirurgie sau, nu știu, stomatologie, trebuie o nume partea practică. Sau... nu știu, poate nu superioară, dar asta, nu știu cum se în secundară, școli profesionale, unde nu poți să învăța o persoană să meargă în șofeză trolebuzul. Dar partea teoretică o poți le vreau oricum. Da, partea teoretică. Și de exemplu, poate pe viitor să se reprofileze partea practică doar să fie în da. În mm -hmm. offline. În stai că, în general, aici apare un business model foarte interesant în Rusia, în Didașchiv, Units. El a testat doi ani la rând cursurile în care dezvoltau metodologii în care pe learning by doing principiu, adică tu înveți de dată aplici, înveți să aplici. Erau sesiuni de două ceasuri, el le vindea cu 50-150 de euro, el testa tot asta. Și acolo care era chestia? De exemplu, cum să faci un landing page? Tare simplu. dacă tine te interesa să faci un landing page. se conecta cu tine instructorul și după o anumită metodologie îți explica tot. Era un video însoțit și un workbook. Și instructorul îți explica și te pune să exersezi real time, timp de două ore. Și tu, până la urmă, te alegeai cu structura landing pentru cazul tău. Înțelegi? Și tu, practic, din asta nu scoteai numai învățământ, dar totodată și un produs final care va. Și acum, mai el a mers mult mai departe. El acum, în, în Rusia, educația online extrem de dezvoltată. Sunt mulți. Eu m-am rămas șocat când am auzit că în Rusia sunt 5 milioane de freelanceri. Asta e de mm. două ori jumătate mai mult decât populația reală a Moldovei, da? Adică de două ori. Adică imaginează o Moldovă întreagă de freelanceri. Uh, ne mai vorbim de școli online și el a dezvoltat un produs, uh, o metodologie comună, cum toate școlile să creeze un produs bun educațional și ce vrea să facă? El vrea să facă un marketplace, deci prin asta asta e, asta e o etapă și o, cred că etapa finală e marketplace în care orice specialist bun în domeniul său aplicând metodologia lui să-și poată expertiza la alt om care vrea să învețe asta. Și atunci oamenii să înceapă a învăța de la oameni și el o să devin intermediar, numai uh -huh. de conexiuni. Și asta e o, o, o alternativă foarte bună a educației. Uh -huh. Când tu direct de la alt om expert, de exemplu, înveți, știi, nu mai trebuie profesor, trebuie ca un om expert. Și asta tot e o direcție tare interesantă. Numai că logistică în Moldova asta e imposibil să faci acum. Eu cred că nici în România nu e posibil. Trebuie o piață mare. Eu cred că a patra etapă la el să fie internațional. Tot la și etapă ești acum cu școala online sau o cum e, o numești? De again, la moment este numește Academie IV, ca un subbrand a agenției IV, uh -huh. dar există gânduri de a reformula, tot în eu acolo nu-ți ziceți. Deci, eu un an de zile am testat vânzarea, tot felul de strategii de vânzare să văd cum ele se vând și ce trebuie și feedback am primit cum să-l îmbunătățesc foarte mult am lucrat la metodologia asta de structurare, cum trebuie să-l structurez eu, în așa fel ca omului să fie interesant să-l consume. Și acum, fac, acum sunt în momentul în care e că mă pregătesc de salt, pentru că am venit în Chișinău și am filmat deja șapte cursuri și încă două am de filmat nouă, toate trebuie în împachetate, în septembrie lansate. Până acum mergeam Academia Asociată strict cu mine, și acum vreau o academie să o poziționez, să aduc cât mai mulți experți din piață, ca să o pot poziționa ca școală bazată pe experiența pieței, pe experiența specialiștilor din piață, dacă deci încolo eu merg. Și până la sfârșit de an sunt plan, dacă nu greșesc, de filmat 9 cu 9, 18, nu vreau 20-25 de cursuri. Șapte acum sunt deja publicate, deci până la sfârșit de an, în mod normal, trebuie să am 30 de curs. Publicate ce ai în vedere? E undeva online? în Platformă, da. Uh -huh. Și o vând pe principiul de abonament, nu le vând în parte. Uh -huh. Și acum deja eu pot să cumpăr abonament? Da, acum el încă e la prețuri de test. Uh -huh. Eu vreau să scumpesc, pentru că media în piață la abonamente în jur de 500 de euro. așa produs eu, cât testam tot, am coborât prețul la 200. Uh -huh. Și cred că din octombrie schimb total prețul? 200 nu? de euro pe lună. Pe an. Pe an. Uh -huh. pe an, da. uh -huh. da. e, Și acum e posibil chiar da, de cumpărat. Cum? Da, e Să lăsăm în e, descriere link-ul pentru persoanele care sunt cu interesate. Nu, în, aproape. SEO. Eu văd în asta SEO. SEO. <laughs> da. Voi acum aveți șapte cursuri. Un curs și da. înseamnă? Chipurile, cum ar fi, de exemplu vânzările în online, da? Sau și ce aveți în direcție? Eu, eu, inițial am început de, din direcția, zic, ok, ce cursuri trebuie? Eu am părsat în trei direcții. Cursuri strategice, cursuri operaționale și cursuri tactice. Strategice sunt de mindset. Sunt de cum să construiești ceva în 2-3 ani. Acolo nu poți da ceva exact. Acolo poți da numai principiile într-un fel. Astea operaționale sunt pe momente exacte. Adică cum scrii un studiu de casă? cum scrii un articol de expertiză sau uh, tot felul de hinturi, gen uh, cum să folosești, cum se promovează un eveniment pe Facebook sau deci ceva exact ce specialiștilor le trebuie în viața de zi cu zi. Și scurtuță lecții de 10-15 minute, cum să organizezi un concurs cu influență și să faci vânzări, de exemplu, bazat pe niște studii de caz. Uh, și astea uh, tactice sunt e că uh, mai mult sunt de Mm. strategii de Facebook Ads, trei tipuri, și le explici cum sunt construite, sau strategii de YouTube, sau împachetarea contului Google, My Business, sau contului de publicitate Google, deci le care mai generalizate. Este strategic, este tactic și operațional. Eu așa din tăi le-am împărțit. După asta am început să testez. Și am ajuns la concluzie, analizând și piața și feedback-ul clienților, că așa, cursul trebuie să dureze maxim două ore, de regulă, în general o oră jumate și împărțit în maxim 15 lecții, astfel încât lecția să aibă între cam 5-7 și maxim 15 minute. Lecția trebuie să dăi partea teoretică, inspirațională și tema pe acasă. Și trebuie să rezolvi careva problemă. Deci acum în Academie sunt vreo șapte cursuri, dar din diferit ele sunt rupte o leacă o leacuță, să srupt, pentru că eu am experimentat și n-am început să construiesc logic tot asta. Știu ce trebuie mai departe să faci, dar omul poate să urmărească acum cursuri, să vadă, de care diferența, e că aici am un curs de cum să lansez concursuri pe Facebook, acolo pe bază la vreo 20 de studii de caz și din Moldova și din România. Și legătura, de exemplu, între și înseamnă un funnel de vânzări și procesele lui sau și înseamnă matricea produselor. Legătură încă nu scopul meu este să împlu cât mai mult pe tot felul de subiecte. Cam așa. Și planifici vânzări în Moldova și România. Da, da, da. În da. uh -huh. Moldova eu sunt sceptic față de vânzări din Moldova. Uh -huh. Adică ca... Nu crezi că lumea va cumpăra sau pur și simplu e prea mică piață pentru asta? E prea a... mică, eu nu planific. E, e prea mică și nu să ne trebuiască foarte multe resurse să conving oamenii să cumpere. Eu am un nume destul de popular, să știu că eu sunt din marketing, să știu comunitatea și evident că o parte din oameni o să aibă încredere și o să cumpere. Dar asta nu cred că o să fie suficient să dezvolți business. Trebuie de crescut la mii de oameni care sconsume consumi tot conținutul ăsta. Dar la mii de oameni, eu, eu nu cred că în, în Moldova aș putea vinde acces în baza unui abonament, de exemplu, la mii de oameni. Este imposibil. Mm -hmm. ai de unul, n-ai cui vin în general. Dacă este de să vină Loran la noi, și nu. Da. Scopul lui este să vândă anume, nu știu, platforma lui. Da. și dacă el vine din România la noi, n-ai vedea și tu oportunitate la noi? Cumva oportunitate bună de creștere? Eu, de am, îți explic uh -huh. contextul. Eu am uh -huh. observat că mulți pur și simplu nu sau subapreciază locul din care el vine. Uh -huh. De exemplu, nu, mai degrabă tu te duci în Rusia într-un oraș cu 2-300 de mii de oameni și îți deschizi o de decât să o deschizi în Chișinău cu 800 de mii de oameni mm -hmm. sau nu știu de în România sunt de exemplu dacă Moldova s-ar uni cu România. Și nu vorbesc anume chestii politic sau ceva, dar nu economic să ne gândim mm -hmm. Moldova se unește cu România. Chișinău devine a doilea cel mai mare oraș din țară. Mm -hmm. de București fiind primul. E, și chiar și în cazul dat, în România sunt mult mai multe afaceri îndreptate spre consumator decât în Moldova. Chiar și, -și aceleași, nu știu, rețele de taxiuri sau rețele de, curierat sau din fel de fel de aplicații. Lumea pur și simplu acum încă nu, nu investește în Moldova pentru că încă nu a ajuns în țara asta, dar noștri nu investesc în Moldova pentru că nu, nu, e, nu consideră suficient de bună. Și cumva se gândesc numai de în afară. Și aici, din punctul meu de vedere, Moldova poate fi o pistă de lansare în exterior. Oricum, să ieși în afară e bine, dar din punctul meu de vedere, oricum, că Chișinău are 800 de milioane, este asta e destul da. de bun punct de consumator și plus 800 de mii e, considerând că la noi acum spunem că teoretic salariul mediu pe economie nu știu cât e, vreo 7000 și ceva de lei. mai tin că e ceva de genul ăsta, 7000 și ceva, dacă căutăm pe Google. E, adică a, e mai, noi ne gândim că e e 2-3 mii de lei după când e 7 de deamă și asta e oficial. Mm -hmm. oficial poți fi și mai mari. Cumva consumatorul noi

Și când nu ești care se prinde, să vineți la mine. N-am avut încă oportunitatea, dar așa să fie, pentru că așa nu mă trebuie de scalat. Da, și în, în, cazul în care, de exemplu, dacă ai și ești, ești abordare la noi, poate să nu-ți primească, dar dacă faci calitativ, din punct de vedere, să zicem, teoretic și practic, departamentul de vânzări care să-l țăcăi la cap de câteva sau și să-l și te gândit, mm -hmm. cumperi mm -hmm. și la, hai, te, hai mm -hmm. să cumpără o da? Din prima nimeni nu cumpără. Atunci poți scălezi să faci, din da, punct de vedere, super nice Eu cum am mai descurc cu producția și înțeleg foarte bine că ad și investiția în trafic, asta e bine, dar ca să îmbunătățești conversele de vânzare, cum trebuie vânzător. Inițial mă gândeam să fie producție aici și vânzările în București, în România. Nu contează, poate și nu în București. Uh, dar o să mai vedem. Eu pot să vând și să adun în comunitate. Dar asta nu o să fie suficient. Să dezvolt eu afacerea la nivelul în care mă gândesc să o dezvolt. Știi? Și mi public mai mult. Uh -huh. Adică vreau să fiu în mare parte, să fiu și cei mai mari academii, cu cei mai multă expertiză. Și cu cât mai multe cursuri acolo să fii, cu atât mai ieftin asta o să pentru alți oameni. Sunt anumite tehnici, strategii, cum se poate de și în B2B și în corporații, dar asta eu eu treptat. Acum mă ocup strict de filmări și cu diferiți experți stabilim subiectul, filmăm și lucrăm la el, research, un pachetare, prezentări, texte, tot asta. Și acum ai șapte... Uh... Filmate acum, recent, de când se închișinăm, șapte, da. E targetul până la sfârșit de an, mai avem patru luni sau câte mai da, da. 2. Astea e ca nouă, <coughs> apoi încă 9 în octombrie, asta sunt 18. Și deja încă patru cu mine. Deci 22 target. <coughs> 22 de cursuri, de cursuri, până la sfârșitul anului. anului da. Deja da. lansate pe, da. pe asta. De chiar Asta e mult, dar, dar ne viteza tot. Îmi pare mic, e vreau să nu mișc mai repede. Mhm, să facem un pariu ceva poate interesant unde să implicăm și oamenii sau ceva de genul ăsta. De exemplu, dacă... Să ne asum public rezultatul. Să ne care Da. Ceva faci dacă nu atingi 22. 22. De, de exemplu, și nu știu. Eu în așa chestii rar foarte mă bag și nimeni nu vine greu să înțeleg așa și interesant oamenilor să provocă de asta. Uh -huh. Trebuie... Poate de făcut o postare în următoarele uh -huh. zile și de întrebat. Hai așa. Hai că n-o să iasă podcastul ăsta, eu o să-l public și am să vorbesc despre asta și o să întrebăm oamenii. Hai așa. A shady character. What's your name? Salutări! Revenind la ideea cu provocarea legată de producerea 22 de cursuri, am stat eu și m-am gândit și haideți să facem în felul următor. Dacă eu nu lansez 22 de cursuri până la 31 decembrie, eu aș fi de acord să îmi fac un tatu care ar cuprinde și ar conține cele 3 litere ale brandului DAD. Hai să vedem. Eu sper că nu o să ajung să fac asta și să îndeplinesc planul de producere, dar dacă nu, o să revin cu o poză de tatu unde, oriunde ar fi ea, <gângânt> cu cele trei litri. Uh, mult succes și mulțumesc! Mersi, Vadim, mersi frumos pentru participarea la acest podcast. În descriere pentru toată lumea este link -ul pentru a participa la, e, sau pentru a gusta din Academia Via lui Vadim. Da, trebuie gustat mâncarea, da. Da. E, mersi mult și mult succes în continuare. să mulțumesc. Mersi.